A fost așteptat de câteva sezoane un salt important din partea reprezentantelor fotbalului dâmbovițean, care au reușit să facă până acum doar pași mărunți, două dintre ele clasându-se în prima jumătate a clasamentului. Trăg în linie după acest tur de campionat, Chindia Târgoviște a contorizat după cele 13 etape disputate 8 victorii, 3 înfrângeri și 2 remize, contabilizând 26 de puncte. Conform clasamentului, Chindia Târgoviște ocupă poziția secundă cu 26 de puncte la un punct distanță de liderul SCM Argeș Pitești. Făcând o trecere în revistă a evoluției formației sale, tehnicianul Nicu Croitoru a declarat: și cu bune și cu rele, un tur de campionat, haideți să spunem, cu oscilații, de la bine la rău, și am încheiat foarte bine. Ne-am fi dorit să nu existe acea perioadă de la mijlocul turului de campionat, imediat după ieșirea din Cupa României, care ne-a costat foarte mult în economia clasamentului. În rest, ce s-a fost un tur destul de dificil. Destul de dificil pentru că am reconstruit o echipă, am avut după aceea un parcurs destul de dificil, Cupa României și campionat, care ne-a solicitat, a spune eu, destul de mult. Cred că ne-a și costat la un moment dat, pentru că acea scădere de la mijlocul turului poate că a avut printre cauze și programul încărcat, însă cred că ne-a și ajutat după aceea, pentru că am reușit să strângem rândurile și rezultatele din final s-au văzut. Surpriza plăcută, am putea spune, că a fost produsă de Urban Titu, care a avut o evoluție ascendentă. Dacă anul trecut sfârșitul turului o prindea în jumătatea a doua de clasament, anul acesta divizionarea ce a reușit să își rezerve loc în primele rânduri. Trăg în linie, echipa lui Adrian Neaga a contabilizat 6 victorii, 3 remize și 4 înfrângeri, în total 21 de puncte, ce rezervă locul 5 în clasamentul general. Iată clasamentul general din Liga a 3-a, Seria C3. Conform calculelor din clasament, FCM Târgoviște rămâne în continuare a codașa fotbalului dâmbovițean. Echipa lui Haralambie Becheanu a înregistrat doar 3 victorii, 4 remize și 6 înfrângeri, încasând numai puțin de 32 de goluri, ca în final să se claseze pe locul 11 cu 13 puncte în cont. Cu siguranță, în returul de campionat va începe lupta pentru a scăpa de emoțiile retrogradării.